Liviu Dragnea a luat foc după ce Macron l-a lăudat pe Iohannis. Atac virulent la Evadna. Presubliniere dintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, luni, declarațiile presubliniere dintelui francez Emmanuel Macron despre faptul ce sunt unii în România care se opun independenței justiciei, spunând ce de la cei care vor să ne dea lecții de suveranitate actuala putere de la București subliniere ti contabilizează declarațiile, dar nu se las influencat. Citesc cu atenție tot ce spune presubliniere dintele Macron, mai ales ce am înțeles ce are o relație special cu domnul presubliniere dinte Iohannis, deci sunt doi presubliniere dinți importanți în lume sublinierei acum a spus, în România sunt unii care se opun independenței justiciei sau care vor să afecteze independența justiciei. Neavând fir direct cu domnul presubliniere dinte Macron sublinierei nici nu am participat la întâlnirea secret dintre ministrul de externe, francez, NR, sublinierei procurorul sublinierei Evadna, ceea ce bănuiesc ce este uzual din punct de vedere diplomatic se ai bloc astfel de întâlniri între un ministru de externe STRI în sublinierei un procuror din România, nu am de unde se subliniere tiul la ce s-a referit. Poate s-a referit la instituții când a zis unii, poate unele instituții vor să afecteze independența justiciei, deci neavând informația complet nu am cum să comentez, a declarat liderul PSD. El a spus că, de altfel, partidul va contabiliza aceste declarații. În acela sublinierei timp. Am văzut tot în acea declarație, pe care noi am sublinierei stabilit să le contabilizme, vom face o carte de îndrumare sublinierei de teze importante, acolo se mai spune un lucru important, care un pic contrazice ce spune mai sus, sublinierei anume ce crede în democrațiile puternice, în sensul ce cei care au câ subliniere tigat alegerile trebuie să sublinierei asume sublinierei se decid. În România cam noi am cât subliniere tigat alegerile, dar n-avem de gând să decidem brutal, noi decidem tot timpul prin consultări sublinierei ținând cont foarte mult de ceea ce vine ca sfaturi, ca propuneri, ca idei, dar din zonele de bun credinc. De la cei care vor să ne dea lecții de suveranitate sublinierei de cum se facem noi a subliniere acum nu fac ele contabilisme, dar nu ele zeme foarte mult influencaci, a subliniat Liviu Dragnea. Presubliniere dintele Francei, Emmanuel Macron a vorbit, într-un interviu la BFM TV, despre amplificarea tendințelor populiste în Europa, precum sublinierei despre ascensiunea sublinierea anumitelor democrații liberale, care afectează independența justiciei, el apreciind în acest context munca presubliniere dintelui român, care nu îl sublinierei la scara din mână. În Europa se ridică subliniere anumitele democrații liberale. Eu vede în Europa democrații în care oamenii au obosit. Li se spune ce nu pot exista reforme, rămânata sublinierea ati de lucruri. Democrații care se obi subliniere nu iesc cu selebiciunea, cu nedreptatea sublinierei inegalit cile, cu furia.
Acestea fac să crească populismul care le denunță moral, dar care nu atac cauzele. I de celălalt parte sunt democrațiile liberale, care spun, oamenii aceia sunt slabi, hai să nu mai respectăm democrația, să se începem de independența magistraților. Polonia, Ungaria, unii în România, sublinierea îi salut acum munca presubliniere dintelui român care nu îl subliniere îi la scara din mână. Aceste tendințe sunt în urcare peste tot în Europa, a afirmat presubliniere dintele Francei.